Frumos ar fi să avem posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de copii. Iar această posibilitate există. În 2022, legislativul lua decizia de a adopta o lege pentru îngrijire alternativă a copiilor. În această dimineață vom discuta despre creșă de tip familial. Iar pentru a aborda discuția, alături de mine este doamna Alexandra Ermolenco, directoarea de programe CPD. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce este această creșă de tip familial, ca să începem din acest punct? Creșa de tip familial, de fapt, este un tip din serviciile alternative de îngrijire pentru copii și nu reprezintă nimic altceva decât atunci când un îngrijitor sau o îngrijitoare de copii ia acasă, la domiciliu, până la 5 copii și respectiv are grijă pe parcursul zilei. Face un soi de mini grădiniță acasă. Cine este eligibil sau eligibilă pentru a face acest lucru? Conform legislației, în primul rând, persoana trebuie să fie calificată, dar aici avem o derogare până în mai 2025, respectiv la această etapă este un pic mai flexibil pentru a te avânta cumva în aceste servicii, dar sunt și anumite rigori vis-a-vis de istoricul contravențional, vis-a-vis de sănătatea care o are îngrijitorul, îngrijitoare. Deci, respectiv, sunt câteva criterii, hai să spunem așa, de eligibilitate. În primul rând să fie și vârsta de 16+, deja să aibă un domiciliu sau acolo unde vrea să facă aceste servicii trebuie să aibă viză de reședință, chiar dacă acel apartament sau casă este în chirie. Și dacă vorbim despre contravenții, atunci această persoană trebuie să fie, să nu aibă un istoric contravențional, mai cu seama anume în abuzarea copiilor. Această persoană primește un salariu ca urmare a serviciului pe care îl oferă? Da, sigur, sigur. Salariul se stabilește de sine stătător pentru că sunt contractele care se încheie cu părinții acestor copii care vor frecventa și respectiv îngrijitorul, îngrijitoare, singur își stabilește cumva veniturile, reieșind și din cheltuieli, nu doar de salariu. Mă uitam peste lege și acolo era menționat faptul că nu poate fi salariu mai mic decât salariu minim pe exact. Economie. Din acest punct deja ar trebui să înceapă salariul și ulterior, cum ați menționat, să fie de comun acord cu cei care vin să aducă copii. Da. Programul în care copiii pot face... Este flexibil. Flexibil. Da, și stă la dispoziție iarăși îngrijitorului sau îngrijitoare în dependență de cum are posibilitate. Pentru că noi avem persoane, de exemplu, o să vorbim acum despre program, care combină cu locul de muncă de bază, cel puțin pentru perioada de început. Și dacă, de exemplu, lucrează prima jumătate la locul de muncă de bază, atunci a doua jumătate poate să lucreze, uite, acest serviciu, da, de îngrijire a copiilor. Știu că există o derogare și de la numărul de copii pe care poți să-i ai în acest tip de creșă. Ați menționat 5, dar în cazul în care unul dintre copii are anumite probleme de sănătate, atunci și maxim ar putea fi 3 copii. Exact. Sau dacă un copil este mai mic de un an. Da, vreau să intrăm puțin în detalii, dacă pentru că creșa, apropo, de tip familiar, este dedicată copiilor până la 3 ani. Exact. Este destinată lor. Da, da, da. Ca să dăm toate cărțile pe masă, să le punem, ca să cunoască toți cei de acasă. Da. Am văzut în acest an 2024 mai multe programe, inclusiv internaționale, ce ofereau posibilitatea materială de a deschide acest tip de creșă și am văzut că erau pentru câteva localități doar, nu era pentru întreaga Republica Moldova. Dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii. Sigur, din cei ce cunosc eu, pentru localități erau anume selectate localități unde se deschidă sau să se extindă creșele publice, de fapt. Dar astea de tip familial au fost la nivel național apelurile deschise, respectiv oricine din toată Republica care își dorea să înființeze așa un serviciu, putea să apeleze la acest program. Care sunt pașii pe care trebuie să-i întreprindem pentru a deschide acest tip de creșă? În primul rând trebuie de deschis o patentă de întreprinzător pentru acest tip de serviciu. Obligatoriu, da. Deci aceasta este prima etapă și deja cu tot pachetul de documente care este necesar de a fi colectat pentru a depune la patentă. Ulterior avem câteva rigori sanitare, da, vis-a-vis de niște probe și avem un raport de autoevaluare, unde nu e nimic altceva decât îngrijitorul completează ceea ce are el din perspectivă sanitară, da, vis-a-vis de apă, canalizare și așa mai departe. Și deja, propriu zis, notific ANSP-ul, Agenția Națională de Sănătate Publică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale și... Deja noi am oferit câteva informații pe care le primesc cei care își doresc să deschidă acest tip de creșă de tip familial din partea acestui program de mentorat. Uh-huh. Și că, pentru că vreau să vorbim puțin și despre programul de mentorat, vreau să ne oferiți mai multe detalii. Da, noi avem un program de mentorat care are așa o abordare multilaterală, hai să-i spunem noi. Pe de o parte, noi de asemenea venim cu un suport financiar pentru a lansa acest serviciu.
Iar pe de altă parte, noi vedem cu ghidare și un set de instruiri în domeniul acesta de îngrijire și anume serviciilor de tip familial, care considerăm noi că sunt absolut necesare pentru a porni acest serviciu. Noi conștientizăm că acest serviciu este nou și este nou pentru toți, inclusiv și autoritățile, pentru că noi avem mai multe procese deja pornite de a obține patente și respectiv cunoaștem că sunt și autorități teritoriale care, de exemplu, nu cunosc toate prevederile și atunci venim și noi în ajutor. Dar cel mai important în acest program, cel mai important consider eu, este ghidarea și uite, suportul ăsta individual pentru fiecare beneficiar și beneficiară care este în program. Deci, indiferent de timp, de zi, ei tot timpul pot să ne contacteze și să ceară... Din ceea ce spuneți, reiese că acest program de mentorat este la nivel național, este pentru toți. Exact, la nivel național. Da. Toți cei care au posibilitatea sau au dorința, cel puțin, de a deschide la un moment dat o creștere de tip familial. Vă mulțumesc mult pentru informațiile și dialogul din această dimineață. Eu sunt sigur că în mediul online pot fi găsite și mai multe informații, în mod special pentru cei interesați. Da, cu siguranță. Mulțumesc frumos!